Okay. Deci am să discutăm puțin despre Pallas, da? Una din cei patru asteroizi, Ceres, Pallas, Vesta și Iunona, sau Cera, mai e. O să vă zic la sfârșit de ce am ajuns la subiectul ca cu Pallas, de ce mi-a tras atenția și are legătură cu ce s-a întâmplat cu a doua suspendare a lui Băsică, pentru că Pallas era activă pe acolo. Dar să plecăm un pic partea de simbol, da? Să luăm aici. Bun. Deci Pallas, Athena, mitologia greacă, e deita înțelepciunii, a curajului, inspirației, civilizației, matematică, strategii, abilități meșteșugărești și a filozofiei. În principiu este o zeiță care s-a născut ca poveste din capul lui Zeus. Da? Deci ceea ce simbolizează în primul rând că nu a urmat un traseu normal de a se naște în mamă, în tată, ci este cumva autogenerativă. Da? Și chiar citeam o carte mitologie că sunt niște principii, sunt niște arhetipuri pe partea asta de autoregenerare. Deci nu are nevoie de un impuls din venit din două direcții, ceea se poate autoregenera. Și asta e temă interesantă de studiat în harta noastră. Da. Domnul, știi de unde vine Pallas Athena? Că inițial e Athena. Pallas vine de la următoarea întâmplare, poveste. Ca mitologia greacă, această personificare, această zeitate a venit de la egipteni și se spune, e o poveste bine, au identificat cei care studiază pe antropologii, că vine de la un trip de prin Africa, în care ei selectau fecioarele, acele femei care se slujească în templu, aveau un cult al femeii, da? Nu îl căutau să fie virgin. Pentru ei fecioria înseamnă care e cea mai puternică luptă. Și era o sărbătoare în care femeile se băteau între ele. Fetele se băteau între ele și cele care rezistau și care așa erau alese pentru a sluji în templu. La un moment dat, Athena urmând același proces, da? Ea învinge în luptă pe Pallas. Deci Pallas din fața Athenei este un numele altui personaj pe care l-a preluat. De ce? Ea fiind fata lui Zeus, era să fie învinsă luptă de către Pallas și atunci a intervenit Taicăsul. Care a intervenit, a pus o piedică lui Pallas, mai te românește, și Athena ea a mătrășit-o. În momentul ăla și-a dat seama ea, Athena, că de fapt n-a câștigat în luptă dreaptă și pentru a respecta onoarea și respect pentru a aduce un omagiu celei, să zic, luptătoare, a preluat și numele ei. De asta este Pallas Athena. Da? Și nu-i doar Athena. Și foarte interesant cum se reflectă ca arhetip, ca simbol în harta noastră. Da? Dacă mergem mai departe, am putea spune că poate fi când avem o Pallas Athena pe proeminent în harta noastră, poate la un moment dat în viață putem pierde pe cineva drag, dar să fie de același sex. Da? Merge pe aceeași linie, nu pierzi iubiți așa, un frate, un prieten. Poate fi la un moment dat un astfel de moment important pentru noi. Și o să vă arăt un caz pe această temă. Bun. Tine, câte metri așa. În primul rând, Pallas Athena este stratega al războiului și în relații cu frați, cu mari. Da? Doar că e diferență. Ea e tacticianul, ea este non-violentă. Da? E ca în artele marțiale între Aikido și restul. Da? Ea luptă doar că nu are un motiv bine întemeiat. Da? Deci ea este și cumva simbolul civilizației orașelor care se construiesc. Ea luptă foarte puternic, foarte dus în momentul când nu are o cauză, când nu are un motiv. Altfel nu e ales tot timpul calea non-combatului. Și este ca un pol de echilibrare pentru Marte, da? Care este zeul războiului, dar forța brută a războiului. Dau un cap în gură și am mers mai departe. Da? Și dacă ne uităm la Marte, harta natală, cam așa acționează. Da? Energia și perfectul și scorpionul, cu anumită duritate. Da? În schimb, Pallas Athena are partea de la fel de război, deci nu se dă înlături, dar este tactician. Este, să zic, dacă luăm între yin și yang,
Da? Război yang masculin, mergem, atacăm, iar yin este cel care se apără. Da? Și te ține, te apără, te captește, apărându-se. Da? Este fix balans al tempo. Da? E o contrapondere. Deci aici a războiului, dar nu atacatoare. Nu-i de la mine. Mie nu-mi ține nimic. Păi, cred că palasa te-a dat niște... A rămas de la cea, cu Ocheora S. I-a plăcut atât de mult și... Doamna și Ocheora S. Da? Scoa, am spus, mufele... Jale... Ai rămas cu țiuitul. Da, fel de la mine e. Da, e de la Nodusul. Da. S-a intrat în palasa tăia. Și țiuie. E uraniu, în perioada de înjumătățire, până ajunge în... Bun, de punct de vedere astronomic, asta e un asteroid descoperit 29 martie 1802 și face un tur complet al zodiacului în 4,6 ani. Asta că stau de idee cât de rapid e. Bun. Dacă luăm ca și simbolistică, cer venit de harta natală, strategul din noi, da? Abilitatea de a evolua o situație și de a lua o decizie favorabilă, da? Și dacă ne uităm în casa în care se află, semnul în care se află, putem vedea un domeniu, o zonă în care noi acționăm la modul acesta, poate mai puțin impulsiv și căutăm tot timpul să luăm decizii a la loc, privind totul dintr-un punct de vedere strategic. E bine, nu e bine? Da? În funcție semnul care se află arată cum manifestăm această latură de strateg. De asta, dacă pala se activă în harta noastră, ce înseamnă? Este într-o relație cu unghiurile. Da? Este în relație cu soarele, luna, da? Deci activată, există latura asta de strateg în noi, da? De a evalua, de a o situație și a vedea care e cea mai bună decizie. Bun. Mai departe, autosuficiența. Cum ziceam, ea s-a născut din capul lui Zeus, deci Zeus o durea capul și a zis, fraților, mă doare capul. Ia dați-mi o secură în cap și a ieșit Atena și a zis, tată, am venit. Da? Deci are principiul ăsta de autosuficiență. Și este locul, deci casa în care pică, se află Atena, harta noastră, falasa Atena, este locul în care vom căuta să fim independenți, dar autosuficienți. Să facem lucrurile cum vrem noi. Nu neapărat independenți la modul în care nu lucrez cu cineva, nu fac cu cineva. Dar nu este locul. Este locul în care voi căuta să am cât mai puține dependențe și să caut să fac eu lucrurile așa cum vreau. Da? Vin și un zeița războiului în care ne vor și susține punctul de vedere foarte, foarte puternic. Da? Dacă e palas, adică în casa a șasea, tot timpul poate dezvolta un spirit antreprenorial. Să dezvolt eu să fac, să-mi aleg cariera. Asta e la mine casa a șasea. Da? Partea asta de autosuficiență. Da? Te bazezi doar pe tine. Da? În tot ceea ce faci. Ordine și disciplină. Da? Pentru că Palas Atena a avut o combinație între Mercur, Marte. Da? Și chiar am făcut niște studii la jucătorii de șah. Și Palas Atena e foarte puternică în relație cu Mercur și la jucătorii de șah. O să vă arăt un grafic. Da? Pentru că e o combinație. Și de partea asta de ordine în disciplină. Da? Palas în șase și tot timpul am un pitic pe creier de a face lucrurile așa liniar. Și ziceam că ok, Capricornul prea e la atâta răbdare. Adică e dincolo că... Am zis că e Saturn în Fecioară, da. Dar e și de genul așa. Am palas în casa a șasea. Da? Și în Scorpion. Și atunci dă o chestie mai mult decât ar da un Saturn, un simplu Saturn și alții. Nu pot că am ascent în geme. Deci chestii care ar trebui să dispară. Deci, și ar vine pe partea asta de ordine și disciplină. Dă o chestie de a organiza lucrurile. Da? Și nu-i vorba de Capricorn de a face strategii, ci de lucruri mărunte. Da. Curajul de a face lucruri pe cont propriu. Da? Deci, palasa Atenei să dăm în tranzit, îți dă curajul ăsta, da? De a-ți lua riscuri calculate, a-ți asuma riscuri calculate. Nu-i curajul lui Marte. Mă arunc. Gata, fraților. Hai, ba picioarele acum, orice ar fi. Nu. Este un curaj calculat. Îți calculezi șansele și ce ai și ai curajul să faci pasul. Da? Dar îți ai niște rezerve, îți calculezi, ai niște backup-uri, da? Și o să vedem tot timpul o să vă dau exemplu la tranzite și chiar în parte, asta care pică la Atena, sunt domeniul în care puteți lua astfel de riscuri calculate. Da? Casa 10, de exemplu, persoane care tot timpul
schimbă sau fac un pas, da, și trebuie să ai, mamă, ce risc ăsta, dar el are un risc aproape acolo, știe, are curaj să facă, să inițieze. Abilități meșteșugărești, da, tot de la palat, asta de ce guvernează, și locul în care putem intra în luptă pentru a ne apăra cauza, da? Deci casa în care se află acolo, luptăm puternic. Dacă suntem atacați pe zona aia, acolo în rest putem fi mirușei, da? Și cu mic joc de glezne, dar dacă s-a atins de casa aia, s-a rupt filmul. Da? Când atunci se trezește tânăra domnișoară și scoate săpiuță. Bun. Asta ar fi partea de teorie, de simbolistică. Acum o să vă arăt niște exemple, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Exemple de cum apare Palas Athena într-o hartă. O să stau jos ca să antrenăm cu pe hartă. Bun. Una secundă. Să schimbăm aici. Schimbarea. Bun. M-auziți? A revenit, cred că. Și am să vă arăt la mine, pe partea de profesional, cum a acționat Palas. Trans de momente importante. Da? Este momentul, deci aici suntem în septembrie 2004, Palas pe fundul celor. Este momentul în care eu renunț la cariera multinațională în ING. Da? Deci după 5-6 ani, zic, fraților, mi-ajunge. Da? Trebuie să schimb. Și nu doar schimb, mă duc la alte multinaționale, plec la GECAT, firma de patron român, până la urmă. Că e mai destupat, că e mai tânăr, mai deștept, aia e altceva. De aia schimbare de cultură, de imagine. Și acela Palas a acționat partea asta de curaj, hai într-o pasul. Că a fost o chestie foarte aparent spontană, la modul în care vreo 6 luni de frustrări și nervi prin ING și tot să plec, să nu plec, mai stau, mai stai, mai stai. Cum era în 2004, nu erau foarte multe variante. Până la urmă, acest tranzit al Palas mi-a dat curajul de a aplica la un job. Și lucrurile s-au întâmplat foarte rapid, în timp de 3 săptămâni, când s-a plimbat în casa 3 pe interviuri. Deci în septembrie, când a trecut de fundul cerului, am făcut schimbarea. Da? Deci curajul de a-ți lua riscuri calculate. După ce caz, a urmat pasul 2. Ultim. Da? Am stat un an și ceva până în februarie 2006. Pe descendent. Iar mi-a dat curaj să schimb. Da? Și am schimbat. Deci am lucrat multinațională străină, am lucrat la patron, acum hai să mergem în firmă românească mai mare. Iar o schimbare, că nu-i doar un job. Da? Și chiar am schimbat și natura meseriei, destul de mult. Deci am intrat puțin la secu. Dar Palas pe descendent, iar pe unul, mi-a dat curajul de a face un pas. Da? După ce l-a plecat chiar un an de zile, a stat și plecat Duda, dintr-un punct de vedere, că business-ul care intrase meu, el închidea robinetul. Da? Și mi-a dat curajul de a schimba. Următorul pas. Trebuie să nu credeți acum că doar Pala singură a făcut toate lucrurile astea. Și doar a acționat. Pala pe mijlocul cerului. Aici ne băgăm picioarele în acarieră și o luăm cu astrologia. Da? Și a fost momentul. Da? Am zis, gata, mi-ajunge, cât mai matați să mai lucrăm și eu luam pe control. Învărsător, mijlocul cerului, a fost momentul când a renunțat la job. Da, a fost brusc. Începusem consultațiile din toamna lui 2006 și lucram paralel ziua job și seara consultații. Și când a trecut, a început Pala să se miște prin casa noastră, pe mijlocul cerului, am zis, gata, până aici, nu mai rezist. Gata, file quit și mergem mai departe. Da? Așa. Ce-am mai venit cu Palas? Ce-am mai făcut la mine hartă? Acela, după un an jumate de experiență canibalistică pe piața astrologiei, da? A zis, mă, trebuie să mă angajez că deja m-am prășteat în prea multe proiecte și nu mai e bani după ce se bea. Palas în 12. Lipsa curajului de a schimba. Da? Și mi-a zis, ok, înapoi în corporație. Hai, la Viva. Hai, ce știi să faci? Asigură-te, ești proiectul. Hai, dă-i, aplică, caută.
Palasa în 12, da? Lumea n-am avut curajul de a schimba ceea ce făceam sau de a lua pe altceva. M-am dus pe teren foarte cunoscut. Da? Bănuțul bănuț, salariu. Făceam continuare astrologie în paralel de renunțase, dar vedem cum Palas pur și simplu a scăzut. Te încarcă în casa 12, curajul să dea mi-asuma iar niște riscuri. Fărmă, Palas peste Uranus a renunțat la vin. Gata. Și acum, da, Palas peste Uranus, în casa 6. Da? Deci, iar mi-am asumat un risc, renunțat la un job și fac tot astrologie și unde am rămas până acum, da? Da? Deci, n-am fost iar pe unghiul ce a fost pe Uranus, pentru că deja ce aveam, deja ce începuse. Și doar trebuia să tai pisica puțin, să tai chestii ca să mă ocup, da? Cel Uranus pe casa a 6, da? Deci vedem cum în tranzit Uranus îți dă curajul ăsta de a face, de a-ți asuma niște riscuri. Și e bine să vă alegeți momentul când vreți să faceți, să uitați la tranzitul lui Palas. Vedeți când traversează o planetă ceva, pentru că vă va da acel curaj, da? Și nu numai curajul, îți dă... Te face să te gândești, să vezi, ok, ce clase de siguranță ai, ce backup-uri. Da? Ce se întâmplă? Nu e Marte. Gata, facem, ne aruncăm în cap, nu știm nimic, nu avem nimic. Mi s-a putut nouă pata, da? Am citit în ziar de ce frumos în Thailand, dar și bară. Da? Nu, pata te face să te gândești foarte bine. Mai e tot un tranzit peste Venus. Aici, în ianuarie 2011, a fost un momentul în care eu mi-am închiriat un spațiu mai scump, spațiu care vreau eu de vreo 3-4 ani, da? Palas peste Venus. Ca să așa te mori, când am semnat contract de închiriere a spațiului, unde sunt acum. Care pentru mine a fost o mangare la o cheltuială puțin mai mare decât. A fost un risc calculat. Poți să o duc, poți să nu o duc. Deci, și până acum am reușit să o duc. Deci, cer Palas peste Venus. Dar curajul de a mă intra la o astfel de investiție. Urmă, Palas este foarte interesant de studiat în relație cu Marte, cu Frasul, da? Și de văzut în hartă cum se pupă cele două, Palas cu Marte. O să vedem în hărțile politicienilor noștri care e mai bun strateg sau care e șofur, da? Între Băsescu și Ponta. Un exemplu foarte clar, să vă arăt acum să vedeți exact ce se întâmplă. Da? Domnul Băsescu, Palas la 29 Capricorn. Da? În activat, este în trigon cu Marte, Venus, ascendent, da? Într-o poziție centru. Nu, fecioară. Are Palas în Capricorn. Poate? Da. Și ideea este că, deci vedem că el are activat partea asta. Vezi ce zici că merge pe YouTube ăsta? Da, știu. Știu. Bun, dacă dăm la domnul Ponta, n-am ora, dar ne uităm la următoarea chestie. Palas în fecioară conjunct cu Marte. Deci strategie e mai ușor, că el o gândește, primii 5 pași, pe aia vine Marte și îmi va strategia ta, dă-mi în gură cu, da? Deci vedem cum el poate pleacă cu un plan de a-l da jos pe așa, dar după 5 pași se precipită. Da? E conjuncția Palas-Marte și atunci tot timpul te duci, da? Deci îi amplifică curajul, aiurea. Da, e dă chestia, da, am făcut primii 5 pași, am gândit eu pentru o săptămână, mi-am făcut planul și dăm în goarnă până pe 3 săptămâni, da? Și pur și simplu nu reușește să... El are și Palas quadratură cu Saturn, care și ăla este bunul timpului. Deci are domnul Ponta o strategie, de mai bine nu are. Da, deci quadratură și cu Jupiter, deci strategie nu. Da. Bun. Deci e nasol să ai un prim-ministru cam fără strategie, da? Asta e elegant. Bun. Acum să vă arăt, de exemplu, la... Mai am un exemplu cu Arnold Schwarzenegger. Asta am, pentru că exemplele astea am scos date, evenimente și mi-e ușor să văd. El are Palas în casa noua, în Pești. În trigon cu ascendentul. Palas în casa noua, el a avut curajul de a pleca din Austria și aș face o carieră în Statele Unite. Exact. A curajul de a pleca departe. Da. Am o discalculat. A mers. Și
Și pe aici ce? Pe filme. Da? Deci un curaj de ăsta, pe imagine, credător în capacitatea lui, da? Dacă ne uităm la tranzite, sunt niște lucruri foarte interesante. Aici, căruța de evenimente. Așa. Când s-a căsătorit, Palas pe ascendent. Deci, curajul omul cu descendent în Capricorn normal. A trebuit să-și ia o doză mare de curaj să facă treaba asta, dar nu era nici foarte tinerel atunci. Da? Da. Pe urmă s-a născut copilul în Palas. Când s-a născut copilul cu menajera. Palas pe descendent. Al curaj. Și acum... Țigările, da? Și femeile. Se pătrește și eu ieșirea lui Saturn în balanță. Facem chef din seara. Tată, dau răceală cinstea ta, că 2 ani mai e așa, mai răcit acum răcit singur. Da? 3 ani, mă. Așa. Când a depus jurământul ca și guvernator, Palas era prin 10. Retrograd și în trigon cu Saturn. Da? Deci momentul de retrogradare e foarte important, pentru că are un ciclu de 4,6 ani destul de rapidă. Și când retrogradează, cum e situația acum, generează mai multe valori, da? Deci Palas în 10, probabil a trecut pe mijlocul cerului, a început partea de candidatură, de lucra la... Când a fost reales, Palas trecuse peste lună și peste apropiat de descendent, deci curajul de a re... Da, când și-a dat demisia, Palas, peste lună. Da? Deci când a fost realizată a doua oară, era tot pe aici. Palas peste lună. Da? Deci nu a fost demisie, așa de nimic. Curajul de a ieși din toată povestea asta. Că a fost niște scandaluri, niște lucruri pe acolo. Da? Și la divorț, o poziție cu Saturn. Da. Palas în 8, în casă relațională. Bun. Ce mai avem? Giorgio Armani. Palas pe mijlocul cerului, da? Și vă ziceam de partea de pierdere a cuiva. El și-a pierdut prieten care era și bine câte se zice, bolnav de sida, da? Ce poate aduce acest palas, încă n-am studiat foarte mult, dar potrivit arhetipului, poate să-ți aducă la un moment dat pierderea cuiva drag. De același sex. Da, de același sex. E cineva care ca și prieten, cineva partener de... Ei se luptau, dar erau tot o chestie partener. Da? Și la vedem în Palasul, pe casa 10-a și Uranus, pe tot ce ține de modă, de curajul, de a ieși în față, de a reinventa, de a fi original. Deci, partea asta de forță, a riscuri calculate. Ceea ce părea pentru noi SF-uri, el avea acolo un mecanism foarte, că e Tau. Deci știa exact ce și cum. Bun. Așa. România. Hai să ne uităm la evenimentele de România și ajungem acum. Bun. Că și în România, dacă ne uităm, cetare Pasarabia, Palas peste Saturn. Dar ce a dus la chestia asta? Ne-a băgat într-un război, practic. Ne-a forțat să luptăm pentru ceea ce am nostru. Deci a activat acel Palas în Capricorn. Până aveam și noi Palas conjunct cu Marte, ca domnul Pont, da? Deci noi suntem o țară de strategi. De ființa noastră, suntem toți, gândim foarte bine pe termen lung, planuri, strategii, deci... E fix Palas pe Marte. Da? Când auzi, e o problemă. Da, azi un confort city blocul, trebuie să faci un plan, o anchetă, o evaluare, o strategie. Da? Fiecare guvern care vine zice, facem o strategie pe 5, 10 ani, 12 ani. Da? Dar să opresc acolo. Ce vrem să facem. Asta e Palas conjunct cu Marte. Mai dau și foarte mult spaș. Mai dau să facă strategia, normal. Da? Pe urmă, Palas, Marte, casa 11, casa 11 ar fi și partea ce ține de să zicem, Parlament, da? Chiar tot timpul partea asta de dezbatere, de cultură. Da? Și vedem când a fost cu cerarea Pasarabiei, Palas pe Saturn, practic, ne-a forțat să luptăm, să recuperăm ceea ce era nostru. A reușit, ai altă poveste. Da? Dar pe venit prin casa 7-a ceilalți, da? Fratele nostru de la Răsărit, cu fratele de la Apus. Au zis românii ca aia să vedem. Știți să dansezi? Așa. Intrarea României în război. Palas conjunct cu Marte pe luna neagră. Da? Și sextil cu Saturn. Deci Palas a fost peste Saturn și pe urmă la sextil ne-am băgat în război. Casa 8, la luna neagră. Ceea ce eram așa de pregătiți și
Gloream atât de mult că... Nu, asta a fost cu tremurul, scuze. Da, am dat o clicare. Asta a fost cu tremurul. Și România intră război în casa noua, da. Cu o quadratură cu Uranus și cu o quadratură cu Saturn. Ca să știam că e tot cu Saturn. Așa. Abdicare rege Mihai Palas cu quadratură cu Soarele. Da? Și la el indică o chestie... A fost o chestie de curaj. Acum se mai rescrie istoria. Așa, ușor pot să... zici că a fugit, dar nu știi cu ce l-a constrâns și care a fost șantajul. Am mai de zice că amenințat să o moare nu știu câți, dacă nu da, pleacă. Da. Urmă, procesul cedare insulei șerpilor. Palas în trigon cu Saturn. Deci vedem că Palas intră, rezonanță cu Saturn, se întâmplă niște chestii. Ne mai e cineva ceva, ne mai bagă într-un război. Nu doar Palas singur, să nu credeți că nu e atât de mare influența, dar în acel moment îți dă doză de curaj sau te forțează să, cum e cazul României. Pe urmă, înființarea Comisiei de Stat și a Planificării. Palas în Taur, o poziție cu Luna la noi, da? Deci Comisia care 48 are planificat toată România, a colectivizat, a pornit tot, da? Și în momentul înființării, Palas o poziție cu Luna, da? Ce mai avem? Deportare, Palas în 12. Ce deportare? A avut niște deportări. Ceaușescu, Palas, peste Soare. Așa, la inundații, asta trebuie ca să văd ce aderare. Iar, la aderarea la membrul FMI. Uite, când am intrat în, când am fost cu tremurul, și cu intrarea FMI, se paratează tot felul de lucru, da? Deci ori putremur intră în FMI, deci ori putremur fizic, ori putremur financiar, da? Pe urmă, Palas pe mijlocul cerului, stabilire județe și municipii, că Palas cu civilizarea, cu ordonarea, cu structura, lege și ordine, da? Bun. Ce mai rământeresc? Inundații, Palas, plădatură cu Pluton, nu știu dacă e foarte relevant. Cu tremur de 7-7, Palas era aproape de Neptun. Retrograd. Vem o semnare contract Cernavodă. Numărare. Cernobâru. Unde era Palas? Palas era pe aici, pe Jupiter. Revoltă Brașov. Revoluția. Palas era pe Chiron cu quadratură cu Mercur. Da? De vedem și aici un anumit curaj, da? De a schimba o structură. Da? A lucrat și el aici. Accident aviatic. Când a fost Baloteștiul, Palas era pe fundul cerului. Tratat de bună vecinătate. Nu mai știu cu ce, cu cine aici. Dar Palas în 12 clar am pierdut niște chestii pe acolo. Așa, incapacitate de plată. Palas peste Neptun, neclarea nu-i capacitatea. Intrarea în NATO, Palas trigon cu Marte, Capricornul, Cancelar 3-a. Guvernul Ponta, dar revin de acum. Da? Palas era în Pești, pregătea să intre în... Da? Deci asta a fost și la Revoluție, Palas în Pești, la 29 de grade, când s-a instalat Guvernul Ponta. Deci rușește să facă o revoluție a lor. Da? Deci, undeva există un sâmbure de adevăr cu acel lucru. Vreau să schimbe sistemul, un sistem, da? Da. Și e aceeași poezie. Da, păpește. Roșii, aceeași... Da. Votul Parlamentului, suspendare, Palas în trigon cu Soare, Mercur, da? Curajul de a tenta la... Soare Venus. Da? La Soare Venus, la... la... Urmă, referendumul, suspendare, Palas în trigon cu mijlocul cerului. Și invalidarea revine Palas retrograd, da? Soare Venus, da? Deci, mă uitam la Palas că acela destul de putere, partea de curaj și pentru că e și lupta asta, fiind în Berbec, să ne uităm, Palas în Berbec, deci în semnul lui Marte, nu funcționează foarte bine, da? Deci, m-am stat, m-am studiat și am văzut în Marte, în Berbec și în Scorpion, nu se simte foarte, dacă ne zice, privind domiciliul, ar fi acolo, ar fi cam în exil, deci nu... Mă duc la fratele meu acasă, iar la nebunul ăsta. Sparge vaze, farfuriile, știi? Nu știu, asta dacă ar fi să nu alocăm domiciliul, a zice că ar fi o chestie de balanță puțin. Echilibrat.
aderarea României la Uniunea Europeană? Semnele tratatului de aderare? Dar nu discutăm chestia asta, că nu are asta pur. Ideea chiar nu ne fiind de o prietenă foarte bună, polaritatea lui Marte, punct opus. Atunci nu se simte foarte bine în partea asta mare. De asta zic, luptele, discuțiile, dezbaterile, activa și Neptunul și ca să auși pe Parlamentul legitimitatea, că este și cuadratul cu Marte și cu Palas Natal, da? Deci vedem aici că Palas din poziția asta cuadratează și aici, Parlamentul, da? Ce au făcut măgare de ăștia, primele, da? E că Daia da forță lui Neamuzică. Deci acest Palas, da, curajul de a rezista. Și Neptunul din casa 6, da? Deci a fost o toată zrugăiala asta, pala asta a tot activat niște orgoli în semnul perpecului. Da? Bun. Vreau să mai luăm exemple? Mai luăm. Hai să nu ne uităm la Neabăsescu. Ca să... De asta cotidien, de ale noastre. Dacă eu rămâi la televizor, măcar la o conferință, mai vorbim și de politică. Când a fost președinte PD, tricou cu Jupiter. Deci de acolo începe marea lui îmbrăgeală. Când a ajuns, l-a dat jos pe Petric. Da? Pe urmă ajunge primar. Nu o să vă sunteți asta. Când ajunge primar, e în casa 6, deci trebuie să muncească și nu-i place, și azi vreau să fiu președinte. De punere jurământă e opoziție cu Jupiter. Da? Deci vedem că aici a fost președinte PD Trigon, acum la opoziție, o pasucă, acum nu și președinte. Operație hernie, și asta nu știu la operație cu odată lucru, nu o fi. Prima inițiere de suspendare. Palas, cu odată lucru cu nodurile. Asta e inițiere, pot suspendare. Deci când a fost votul și chiar l-a suspendat, a fost Palas, conjunct cu Marte, pe nodul nord, în 6. Da? Deci chiar, de fel, a fost un mic pas înapoi, da? Și reconfirmarea, Palas a depărtat și Marte peste Jupiter. Reconfirmare. A doua oară când depune jurământul, Palas în conjuncție 150 de grade cu Jupiter și cu Trigon cu nodurile. Suspendarea de acum cu Palas pe Jupiter. Da? Deci el are Jupiter acolo. Da, și toată nebunia asta, poziție cu Saturn. Deci vedem că la el a activat Jupiter foarte, foarte da. Bun. Da? Și dacă e să facem așa o scurtă concluzie, foarte puternic Palasul ăsta în casa 7. Când îți traziționezi peste planetă în casa 7, exact. Te obligă să te aperi, te obligă să faci ceva, să ai curaj. Vrei sau nu vrei, vine cineva în exterior și zice, tată, hai să vedem, știi să te aperi sau nu. Ce mai am? Diana, care ce avea? Avea Palas în Pești, în casa a treia, unde a luptat pentru exprimarea ei, pentru a putea vorbi. În sextil cu Venus, în sextil cu Saturn. Să ne uităm dacă e... Că îl întâlnește pe Charles. Cererea căsătorie, Palas în Trigon cu nodul nord, cu sextil cu luna, căsătoria peste tata opusul norocului, prima sarcină, când s-a născut, mai de Trigon cu Jupiter, cu primul copil, și la divorț, se recupește Neptun. Da? Da? Probabil curajul de a-și urma propriile vise. Și după aia a venit Marte peste Neptun și a ieșit când o vise, știi? Și a fost decesul. Așa... A, organizații, NATO. Ia uite, NATO. Deci Palas e cu apărarea, da? Hai să vedem organizații care automat pe apărare. Palas în 12, conjunct cu Uranus și cu Lună. Fix de apărare a fost creată organizația asta, da? Și apărat, deci vedem cum, da? Oricum, o organizație de genul ăsta cu un Palas în 12, coloană cu Uranus, e apărare așa, pe site. Da? Și cuadratul Luna Neagră. Cuadratul Luna Neagră. Deci este un instrument care poate ataca cu cea mai bună apărare. Da? Vedem. Dacă luăm contrapartida, deci întâi a fost creată NATO și după aia pactul de la Varsovia. Da? Care avem Palas conjunct cu Nodul Sud, în Trigon cu Venus. Ăștia așa au zis, tată, trebuie să ne apărăm în casa 4. Da? Deci, până la urmă, comuniștii au interpretat organizația NATO ca un atac, da, lor. Și atunci s-a organizat și aici avem, da, un sistem
care n-a mai supraviețuit, a fost pur de apărare. Dar faptul Varșovia nu s-a dus și a atacat, dar nici în altă parte să instaureze pacea. Pur și simplu a fost sistem defensiv. Ba da, în Ceoslovacia, în 68. Da, n-a fost tot pact. Și în 56, în Ungaria. Da, dar România nu s-a dus, că era pact. În 56 s-a dus. Da. Deci... Da. Asta, da, și apărat, și apărat, asta n-avem curaj să spunem. Și apărat comunism. Da. Da. Deci ca sistem, că e interesant, da, de tot pe apărare. Ofra Winfrey, cea mai scos Palace pe ascendent. Deci oară pe asta la 12, deci foarte putere femeia războinică, de aici se vede partea asta de... De nu neapărat de agresivitate, dar de luptă. Da? Luptă și de rezistență. Da? Partea de organizare. Da? Acel Palace pe ascendent, să ai o carieră atât de tic, atât de constantă, îți dă niște abilități, dar te menține. Da? De da. Și curaj, ca femeie. Organizare. Și aia, partea de autosuficiență, ea e. Deci ea nu s-a... Deci ea are propriul show, cu propriul nume. Deci eu, autosuficiența lui Palace, sunt eu și mi-ajunge Ofra și atât. Nu trebuie să fiu cum se o dar, nu sub ascela. Și gândește că e femeie, e negresă, da, adică a avut de... sucumbat foarte multe trecute. Pentru Palace le-a dat foarte, foarte multă putere, da? Și în sextil cu Saturn, da, da, cu punctul norocului. Da, deci foarte, foarte multă forță. Margaret Thatcher. Da, Palace în casa 8, în gemeni și trigon cu Soare Mercur, da? Partea asta de politică, de strategie, casa 8. Că și gemeni. Negocieri, discuții, da? Ea a fost aleasă, n-a dar... E activată pentru că e trigon cu Soare și cu Mercur. Vreau să mă mai arăt un grafic. Deci asta este un studiu care l-am făcut eu pe jucători de șah, 1300 de jucători de șah. Și aici un grafic care arată distanța între Mercur și asteroizi. Da? Și vedem cum majoritatea, cred că v-am mai arătat. Majoritatea este, sunt până în 80-90 de grade, prima quadratură. De fapt, nu prima quadratură, unghiul de 90 de grade. Da? Deci vedem cu cât e mai aproape un asteroid de Mercur, cu atât sunt mai mulți rahiști, da? Sunt creierile mai crețe. Da? Și Palace cu linia roșie. Deci vedem unghiul de 60 de grade printre cu cele mai mari scoruri, da? Cei mai mulți rahiști, dacă luăm, cu un sextil Mercur Palace. Da? Și e normal, dacă Palace era de strategii, jucător de șah ce face? Nu pedalează, da? Gândește cu 15.000 de mutări înainte. Da? Deci putem regăsi această influență. Mai avem ceva? Harta de astrolog Charles Carter. Un cei mai renumiți astrologi în Marea Britanie, care nu mai sunt prin 1887. Palace conjunct cu Mercur cu Soare. Deci omul chiar a inventat multe chestii și are niște studii și niște analize care la ora actuală încă nu s-au edificat și încă sunt deschizător de drumul chiar și acum. Are niște... Deci omul făcea la începutul 1900 studii pe accidente, dar statistic, da? De la hartă cu hartă, analiza Jupiter cu tranzite, cu probabilități. Deci Palace cu Mercur ăsta învărsător. Deci a fost o mică... Cam asta e ce vreau să vă prezint puțin despre Palace. Doar să o luați în calcul, să începeți să o rumegați și vedeți ce spune harta voastră, nu? Che ora es? Mulțumesc! Ocho! Ocho! Bine, bravo! Super tare!